Bun venit la Starea Libertății. Mai sunt unii care ar trebui să dispară urgent din politică. Ei sunt zgomotul de fond al politicii. Bormașina aia care nu te lasă să pui gând pe gând, să-ți adun creierii. Deși dau nume, nu mă refer la oameni. Bineînțeles că mă refer la ei, dar nu vreau să se creadă că aș avea ceva special împotriva lor. Deși am. Mă gândesc la indivizi de genul Rebutatul Mitralieră, Codrin Ștefănescu, Andrei Caramitru, câteodată Olguța, câteodată Firea, câteodată mulți alții care au un comportament de câini turbați, tolerați însă de conducere. Lăsă-i mă acolo, lasă-i, ne delimităm de ei public, dar fac foarte bine ceea ce fac. Aici cu adevărat jalnic este comportamentul partidului. Cum spuneam, tâmpiți și dezaxați și oameni plini de ură au existat, există și vor exista. Dar nu înseamnă că trebuie să-i bagi în partid și să-i mângâi pe cap când latră ca toți dracii și se zvârcolesc cu spume la gură. Știți cum zic partidele? Lăsă-i mă că au și ei electoratul lor. Adică le atragem atenția public, ne delimităm de astfel de comportamente care nu fac cinste unui politician, dar în spate, bravo, bravo băiatul, bine fată, bravo, șo pe ei. Dumnezeule, disgrațioși oameni, mereu cu privirile injectate, mereu gata să-și verse fierea pe cine le iese în cale, mereu dedicați urii și atacului. A, nu, n-au un atac inteligent. Nu produc hazul prin nimic. Nu-și ridiculizează adversarii prin butade, prin vorbe inteligente. Nu descompun situații arătând ridicolul în care se plasează oponenții. Nimic din toate acestea. Doar urlete și injurii. Tot așa sunt președinții de cluburi de fotbal, managerii lupește, care toată ziua o dau cu arbitrajele și țipă la TV, urlă, se zvârcolesc și tot așa și tot așa, un zgomot continuu care echipurile apără interesul clubului. Chiar și patronii au ajuns să creadă că ăsta e scopul președinților, să iasă, să zică, să urle, să țină, domne, cu clubul. Cumva ca un fel de comportament de băiat din tribună, de suporter mutat însă în conducerea clubului. Altfel, dacă un conducător nu strigă, nu se bate pentru interesul clubului, înseamnă că nu-și face meseria cum trebuie, domne. Înseamnă că e plătit de pomană. Însă nimic nu e mai anormal decât comportamentul partidelor, al conducerilor, care tolerează astfel de indivizi toxici de la un capăt la altul. Și nu știu dacă ați observat, ei apar și dispar. Da, mă uitam la acest Codrin Ștefănescu. Acum e iar dispărut. A mai fost dispărut, dar o să vedeți, va reapărea. Îl vom auzi într-o dimineață și vom ști. Puu, s-a întors descreieratul ăla. Probabil că li se zice, bă, stai și tu un pic, potolește-te o vreme, mai dormi că ai ochii roșii de turbare, dar o să te chemăm înapoi, nu-ți face probleme. Starea Nației revine din 13 ianuarie la Prima TV. Până atunci ne vedem zilnic aici pe libertatea.ro, pe pagina de Facebook și pe canalul de YouTube Starea Nației Oficial. La mulți ani!